Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronic. În acest video continuăm cursul lipirea pentru începători, iar în acest video să discutăm un pic despre echipamentele sau sculele necesare pentru lipit și deslipit. Am încercat să caut pe shop-urile din România sau să caut pe Google în România un shop de referință care aș putea să le recomand începătorilor în domeniul electronice, dar sincer să fiu, nu am găsit nimic. Un shop de specialitate, cu produse, cu descriere, cu tot ce vrei în limba română, nu există. În mare parte te lovești de EMAG, care este de fapt genul de site, de pagină Amazon românesc. Bineînțeles, au de toate, bineînțeles, sunt de toate, găsești tot ce vrei acolo, sunt și scule bune și chinezării, dar sunt multe produse fără descriere, fără detalii tehnice. Cu alte cuvinte, hai, cumpără de la mine că e bun, știi? Iar ceea ce m-a șocat și mai tare, am văzut scule care erau mult, mult mai scumpe ca în Germania. Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de începători care doresc să își cumpere un echipament de lipit este că se concentrează prea mult pe părerile altuia și toți visează să-și cumpere un echipament foarte bun la un preț foarte mic și care face, pe deasupra ar trebui să facă și minune, să lipească perfect. Iar aceștia își pierd ore în șir pe grupuri, auzind păreri și păreri de nu știu ce stație că nu este bună, ba că pistolul de lipit este bun, ba numai prostii. Oameni buni, pur și simplu testați singur, nu vă bazați pe ce spune X sau ce spune X, da? Așa o să vedeți, o să vă faceți o idee ce înseamnă un echipament de lipit bun și ce înseamnă un echipament de lipit prost, da? Prima dată vreau să vă arăt ce specimene de online shop am găsit în România. De fapt, această pagină mi-a trimis-o cineva pe mail și m-a întrebat legat de niște scule de aici. Deci nu pot să cred că în 2020 mai există așa ceva, da? Uitați aici ce shop de oameni handicapați. Cine a putut să facă așa ceva? Ce treabă are? Deci, uitați aici, aici sunt câteva scule de lipit, aici pe stânga avem ceva poze cu oi, berbeci, deci incredibil, da? Incredibil, oameni buni. Uitați aici, nici n-au măcar, pur și simplu nu au un SSL, un certificat SSL. Incredibil. Deci, ar trebui și să apară o lacătul ăla să fie verde acolo, da? Să vedem. Deci să aveți mare grijă cu ce shop-uri găsiți în România, că vă băgați, uitați aici ce prostie, deci pur și simplu certificatul nu le funcționează. Deci aveți grijă unde vă băgați cardurile, conturile pe pagini de astea de 2 bani, da? Uitați aici, o pagină de asta aș putea să o hackuiesc în câteva minute. Mi-a trimis cineva niște mi-a trimis linkul ăsta și m-a întrebat de câteva scule de aici, dar sincer să fiu, când le-am văzut, am văzut pagina, nici n-am mai discutat, nici nu m-am uitat aici pe așa ceva, da? Am căutat pe Google, am mai găsit pagina asta Ardu Shop, au și aici câteva scule, dar văd că 5V, 8W, LEDCON USB, oameni buni, n-aveți ce să faceți cu ăsta, mai mi-a trimis cineva linkul ăsta. În fine, oricum nu mai este în stoc, mi-a trimis cineva linkul ăsta, n-ai ce să faci cu așa ceva, nu mai să știu ce să faci, să te scarpi în ureche poate. Deci încercați să mulți cumpără chestii de astea de prin China, tot shop-ul pe aici e plin cu prostii, cu chinezării, în mare parte mai sunt și câteva scule mai bunișoare, dar de exemplu așa ceva cu 8 euro, ăsta nu-i original. Arduino cu 4 euro 41 nu-i original, da? Îți numai chinezării, deci să aveți mare grijă ce cumpărați. Am intrat și la ăștia la Mivarom, alt shop antic, primitiv. Deci când am plecat din România cu 15 ani în urmă, încă era același design la shop-ul ăsta, acum e la fel. Am găsit aici carcasă pentru pistolul de lipit românesc, deci vă dați seama cât de
A intrat numele ăsta, pistol de lipit românesc, a intrat în memoria la toată lumea, da? Pistol de lipit românesc cu 100 de W, 94 de lei și 32 de bani cu tot cu TVA. Uitați-vă ce poză de căcat au putut să pună. Deci incredibil, incredibil. Deci așa ceva, deci ce shop-uri primitive sunt în România. La Sidori. La fel, nici ăștia n-au un certificat. Ia să vedem. SSL. Ar trebui site-ul să meargă cu... În Germania ești, te obligă să pui să-ți cumperi un certificat SSL. De fapt, toate... toate serverele care oferă hosting și chestii de genul îți oferă automat un certificat. Deci lasă de dorit, lasă de dorit, da? Bineînțeles, ăștia de la EMAG, ăștia șmecheri de aici, bineînțeles, aici e o firmă mare în spate, ăștia au bani, au programatori acolo, au care să se ocupe de chestii de genul, da? Așa că, deci sincer să fiu, când am văzut ce specimene de online shop avem în România, pur și simplu, am zis că mai degrabă mă uit pe paginile mele și vă recomand aici câte ceva, vara câteva scule și na, fiecare își cumpără ceva. Poate multe dintre ele o să le găsiți și în România, da? Ăștia de la EMAG au o ofertă destul de mare, au multe, de la Weller până la chestii ieftine, ieftine, da? Acum, voi știți, voi sunteți în România, vă mai puteți căuta pe Google, mai sunt sigur că mai sunt și alte shop-uri. Așa că acum fiți atenți. Cineva mi-a trimis un link către acest produs. LEDCON 60W, ZD, bla bla bla. Cu tot cu TVA 15 lei și 80 de bani. Și m-a întrebat dacă este bun de ceva. Nu știu dacă este bun de ceva. Este prea ieftin pentru 60W. Eu personal nu mi-aș cumpăra așa ceva. Scurt. Legat de mitul cu pistolul de lipit românesc. Primesc des întrebarea legată de pistolul de lipit românesc. Chestia e în felul următor. Pistolul de lipit nu este românesc, da? Pistolul de lipit românesc, chiar mă miră că un magazin online a pus această denumire, da? Nu este românesc, s-a infiltrat așa denumirea asta în vocabularul nostru și așa a rămas. Doar nu este un pistol de lipit românesc, nu a fost inventat de români. Cei de la Weller aveau, nu eram eu născut când aveau ei pistoale de lipit, era tata copil. Pur și simplu s-a introdus în vocabularul nostru. Cu așa ceva am început și eu, bineînțeles, pentru că nu era altceva, nu găseam altă sculă când am început eu cu electronica. Bineînțeles, erau și alte scule, dar nu îmi permiteam să-mi cumpăr. Da? Pe atunci erau foarte scumpe. Da? Și alții de vârsta mea și mai în vârstă ca mine, toți am început cu acest pistol de lipit. Da? Legat de chestia aia că dacă n-ai lipit cu pistolul de lipit românesc, n-ai să înveți electronică, cine vă spune acest lucru? Ziceți-i să-și bage pistolul de lipit în fund, da? Este numai o prostie. Nu este o sculă extraordinară. Cu ăsta am început și eu, au început mulți, dar nu pentru că a fost ceva o sculă foarte bună, ci pentru că altceva nu găseai. Înainte de Revoluție și după Revoluție, în afară de pistolul ăsta de lipit, nu găseai altceva, da? Și bineînțeles, alții și-l confecționau singuri. E vorba de un transformator la care îți cumpărai carcasa, am văzut că au și carcasa, 10 lei și 68 de bani, îți cumpărai carcasa, îți făceai tu, îți bobinai transformatorul, puneai o sârmă de cupru în vârf și asta era, dar era, na, asta este, de săraci, de oameni săraci, că altceva n-aveam și am avut de asta și în fine, când te apropiai de tranzistoare, MOSFET mureau. Da? Deci, să nu credeți că era o sculă extraordinară. Nu era altceva de cumpărat. Și asta este. Da? Bun. Acum hai să trecem la chestii serioase. Bun. Legat de echipamentul de lipit.
Am fost întrebat de ciocanul de lipit care se găsește la Penny sau, eu știu, alte magazine alimentare. Oameni buni, acel ciocan de lipit care îl vedeți la Penny, da? Este gândit de un specialist în marketing, da? Este o metodă care funcționează foarte bine și anume, omul când se duce la cumpărături și își cumpără ceapă și salam și salată și eu știu ce mai are nevoie, o să vadă acolo și un ciocan de lipit care este foarte ieftin și frumos împachetat într-o carcasă foarte faină și pe ambalaje sunt trecute foarte multe detalii tehnice care te fascinează și zici, wow, la acești bani și îl cumperi, da? Și de asta ai și făcut, ca să-l cumperi, nu ca să-l folosești, da? Așa că să nu vă mirați dacă, știu, vă cumpărați de la alimentar un ciocan de lipit și nu funcționează cum vă așteptați, da? De aceea, nu investiți bani în lucruri ieftine, credeți-mă că nu sunt bune de nimic, da? Am aici un exemplu. De exemplu, acum depinde și de noroc, da? Această stație de lipit și dezlipit este compusă din două părți, o stație de lipit și o stație de dezlipit. Am cumpărat-o cu 6 luni în urmă sau 6-7 luni, în fine, atât a și ținut. Am dat, nu mai știu, 150-160 de euro, nu mă țin minte exact. Și cu toate că n-am folosit-o foarte des, pentru că am folosit altă stație, aceasta, cablul de la intrare de aici, de la ciocanul de lipit, nu mai face contact bun, deci ar trebui să-l schimb sau să-l desfac, să vedeți despre ce este vorba, iar pompa de deslipit, nici asta nu mai funcționează cum trebuie. Da? După cum am spus, nu mai știu, 150, 160, 170 de euro, nu mă țin minte exact, dar bineînțeles am știut de la început că nu e un echipament super, super performant, dar am gândit că ține totuși ceva mai mult. Da? Acum, când am primit-o acasă, am știut din start că na, e marfă ieftină, mai ales când am luat-o în mână și este foarte, foarte ușoară. Iar dacă e să iau stația de aici din mână, asta este mult mai mică ca dimensiune, dar este mult mai grea față de cutiul ăsta mare de aici. Nu mai spun de asta Veller de aici, asta este chiar și mai grea. Da? Așa că nu așteptați să se întâmple minuni dacă cumpărați ceva ieftinătură, da? Mai ales de pe paginile din China sunt o grămadă de shop-uri de produse foarte ieftine. Credeți-mă, mai degrabă puneți bani deoparte, strângeți ceva bani și investiți într-o sculă mai bună. Eu am să vă pun în descriere două scule, una de 60 de euro, una de fapt vă pun mai multe scule, între 60 și 100 de euro, da? Pentru un începător sunt ideale. De exemplu, asta de aici costă, cred, aproximativ 80 de euro și o am de foarte mulți ani la mine pe masă și funcționează perfect, funcționează, fără nicio problemă. Sunt chiar mai mult ca mulțumit, da? Acum, sigur vă întrebați, ok, care e șmecheria cu produsele astea ieftine, da? E bine, în mare parte se economisește la materiale, da? Deci principiul de funcționare a echipamentului de lipit este și la alea scumpe și la alea ieftine este la fel. Mecanismul dinăuntru este la fel, dar problema este că alea ieftine au materiale de foarte proastă calitate, da? De exemplu, da? Rezistența dinăuntru este de proastă calitate, vârful este de proastă calitate, sunt unele vârfuri chiar, la alea ieftine care chiar sunt din fiermă, nici n-ai ce să faci cu ele, nici nu se încălzesc, da? Iar sunt unele stații, tu setezi aici 200 de grade Celsius sau 300 sau știu cât ai nevoie, iar în vârful ciocanului ai mult mai mult pentru că pe parcurs se pierde, da? Deci se economisește peste tot, peste tot, da? De aceea, după cum am spus,
Nu investiți bani în prostii de la Penny, nu investiți bani în produse ieftine sau pistoale de lipit românești, da? Mai degrabă puneți bani deoparte, strângeți un pic de bani și cu 100 de euro, credeți-mă, vă puteți lua un echipament ca acesta, de exemplu, care. Deci 100 de euro cu tot cu ciocan, cu suport și poate și un vârf la schimb sau două, da? Un vârf de ăsta costă între 4 și 5 euro, depinde, da? Un vârf de ăsta, da? Și credeți-mă, o să aveți mult mai mult, da? Decât să vă cumpărați în fiecare an câte două, trei ciocane de la gen Penny, mai degrabă pui ceva bani deoparte și îți cumperi o sculă mai bună. Bineînțeles, dacă ai bani și îți permiți, atunci poți să te duci pe Valor sau să poți să te duci pe alte firme mai costisitoare, dar eu mă refer aici, mă adresez în special începătorilor care vor să înceapă pe acest drum, iar am să vă arăt câteva modele. Începând de la 60 de euro, vă puteți cumpăra o sculă bunișoară. Sub 60 de euro nu vă pot recomanda nimic. Da? Acum fiecare știe ce vrea, ce își cumpără asta este. Eu deocamdată folosesc aceste două scule. Asta este achiziție nouă, am schimbat-o. Am avut o stație de lipit tot Valor, mai veche, de fapt foarte veche, am dat-o la schimb și am mai pus o diferență și a fost o promoție la Valor și mi-am cumpărat echipamentul. Deocamdată, bineînțeles, sunt foarte mulțumit, dar am experiență cu Valor, am avut tot timpul produse Valor și la lucru lucrez cu Valor și sunt foarte, foarte, foarte bune, da? Dar, bineînțeles, mai sunt și alte mărci care sunt la fel de bune, dar, din păcate, foarte costisitoare, da? Modelul, deci, după cum am spus, sunt foarte mulțumit. Atunci, acum hai să vă arăt câteva link-uri cu câteva produse care cred eu că sunt ok. Bun, acum vreau să fiți atenți și sper să înțelegeți ce vreau să zic. Dacă vreți să spunem, vreți să porniți cu electronica, da? Sunteți interesați, sunteți fascinați de electronică și poate vreți să vă construiți o carieră în electronică, da? Bineînțeles, trebuie să investiți ceva bani în educația voastră și în echipamentul necesar pentru a vă ușura munca. Da? Suma minimă care o recomand pentru echipamentul de lipit este de 60 de euro. Da? Am încercat să caut o sculă sub 60 de euro, dar nu prea am fost așa mulțumit, dar voi poate reușiți să găsiți și ceva sub 60 de euro. Da? Ca să puteți lipi cât de cât ok, să nu aveți probleme și să vă descurcați, recomand o stație cu o putere de minim 60 de W. Dacă aveți bani, vă luați una de 80 de W, de 100 de W sau chiar mai mult, dar cu o stație de 60 de W, vă descurcați foarte bine, da? Acum, după cum am spus, încercați tot timpul să citiți în documentație, să citiți în descrierea produsului. Dacă sunteți pe un shop unde nu există o descriere a produsului, plecați de acolo, căutați alt shop, da? Nu, pentru că de obicei am văzut pe la EMAG, sunt produse, scrie LETCON sau nu știu, ciocan de lipit, 60 de W și scrie un numele la o firmă și atâta tot, dar nu mai există o descriere, da? Nu scrie absolut nimic de aceea. Dacă produsul nu are o descriere, căutați un alt produs. Scula care este, vă recomand aici, deci nu vă recomand, care eu mi-aș cumpăra-o dacă, de exemplu, aș începe acum cu electronica, da? Și aș avea bani, bineînțeles. 60 de euro este produsă de firma ELV. ELV se citește în germană. Este o firmă cu tradiție în Germania, o firmă ce vinde, în fine, se ocupă cu comercializarea de componente și scule electronice dedicate începătorilor, dedicate electroniștilor, celor care sunt pasionați de modelism și chestii de genul, da? Este o firmă serioasă, a fost înființată în 1978
și au undeva pe la vreo 10.000 de produse în total. Am fost criticat într-un video că am spus că este un produs nemțesc, că el mi-a arătat că produsul de fapt este fabricat în China sau că de fapt este o chinezărie. Nu este o chinezărie, este un produs de foarte bună calitate. Eu am și o stație de lipit de la această firmă și o am de foarte mulți ani la mine pe masă și am preferat să o folosesc pe asta decât să folosesc Alveler. Da? Bineînțeles, multe din ce vedeți voi aici sunt copiate de chinezi, sunt făcute și refăcute, le mai pun, eu știu, un alt nume sau un alt cod și asta este. Dar acum, bineînțeles, sunt sigur că poate unele componente din această stație sunt fabricate în China, dar asta nu înseamnă neapărat că este de proastă calitate. Da? Și foarte important, când vă cumpărați ceva, citiți detaliile tehnice. Da? Dacă nu găsiți detaliile tehnice, fugiți de acolo, duceți-vă în altă parte. Da? De exemplu, aici să găsesc detaliile tehnice. Din păcate, pagina nu pot să o pun în engleză, nu este limba engleză aici, cred că. Dar, de exemplu, sunt câteva detalii tehnice. Se poate regla între 150 și 480 de grade Celsius, are o putere de 80 de W, are display, scrie că se încălzește foarte, foarte rapid, în 40 de secunde. La acest preț este chiar ok. Bineînțeles, stațiile de lipit Valor sau alea mai scumpe, bineînțeles, se pot încălzi mai repede, dar 40 de secunde pentru acești bani eu zic că este ok. Ciocanul este, stația lucrează la tensiunea de rețea, în fine, aici scrie ce conține dacă cumpărați această stație. Deci avem stația, avem ciocanul de lipit și aveți un vârf cu un diametru de 1 mm și avem și un burete și o carte tehnică, da? Și acest suport, da? Hai să vedem la download, este ceva. Uite că este aici cartea tehnică, dar din păcate e numai pe germană, cred. În fine, este foarte frumos descrisă, deci găsiți aici toate detaliile tehnice, puteți să traduceți cu Google Translator dacă ceva nu vă este clar. Uitați, chiar vă arată și poze cum arată înăuntru. În fine, acesta este produsul cel mai ieftin în care mi-aș investi bani, da? Așa, aici mai sunt încă o dată detalii tehnice, așa pe scurt, da? Bun. Acum hai să vă arăt ce am eu. Deci, ăsta ar fi de start, 60 de euro. Apropo, deci să spunem, dai 60 de euro pe ăsta și mi-aș cumpăra și încă un vârf de schimb, care toate vârfurile, în funcție de dimensiunea dorită, costă 3,50 euro. Da? Mai mi-a trimis cineva și a cumpărat de pe wish.com și a cumpărat o pungă de vârfuri cu, nu știu, cu câțiva cenți, 1 euro, 2 euro, în fine, a fost mai mult transportul ca produsul. Vă dați seama că a primit acasă niște bucăți de fier, atâta tot, nu? Deci, 60 de euro plus 3,50 euro, hai să spunem un 65 de euro, ajungi, asta este. Acum mai vin și costurile de transport până în România, na. Deci trebuie să investiți ceva. Bineînțeles, vă puteți cumpăra și ce avem aici, un ventilator de extras fumul. Eu personal nu folosesc așa ceva, eu prefer să deschid geamul și să aerisesc camera, dar despre asta am să vă vorbesc în alt video, da? Bun. Hai să mergem și pe lot stațional. Și acesta este echipamentul care l-am de foarte mulți ani la mine pe masă, da? Și sunt foarte, foarte mulțumit, da? O am de foarte mulți ani și o singură dată am schimbat tot ciocanul de lipit, deci cu cablu, cu tot, l-am schimbat pentru că a fost greșeala mea și n-am avut grijă și am rupt plasticul ăsta aici, dar după foarte mult timp
Foarte mult timp l-am avut în lucru și asta este. În fine, 79 de euro 95 este un echipament care, v-am spus, este la mine pe masă. Primiți ciocanul, stația și suportul pentru ciocan. Asta este un pic mai deșteaptă ca cealaltă, are și 3 butoane cu care vă puteți seta 3 temperaturi. Este ESD, este separată galvanic, în fine, are și este ideală. V-am spus, eu o folosesc de foarte mult timp. Am să vă pun link-uri în descriere, vă puteți duce pe pagină și puteți citi. Vă traduceți cu Google Translator, dacă ceva nu înțelegeți. Și aici mai sunt încă o dată. În fine, și aveți bani, mai m-aș cumpăra și un vârf, da? Care pentru modelul ăsta costă 3,95 euro. De fapt, vârfurile se potrivesc și cele cu 3,50 euro, da? Se potrivesc de fapt și... Da, între 3,50 euro și 3,95 euro costă un vârf pentru această stație. Bun. Acum vreau să vă mai arăt un produs mai interesant. La Reichelt, tot o firmă cu tradiție în Germania, o firmă înființată am văzut pe undeva, în 69, înființată în 69 și de atunci se ocupă tot cu electronică și cu chestii de genul ăsta. Este o stație de lipit produsă de firma R&D. Este o firmă destul de bună, foarte bună, bine spus. Produc și stații de lipit și componente electronice. Eu am chiar condensatori electrolitici de la această firmă și sunt foarte buni. Stația de lipit are 60 de W și conține cam tot ce are nevoie în începător. Are suportul simplă, chiar are și un ventilator pentru a extrage fumul. Este o sculă ideală, un simplu potențiometru de reglat. Aici pagina cred că pot să o pun și în engleză, da. 80 de euro. Stație controlată, bla bla bla, temperatură cu extractor de fum. Stabilizată, în fine, de la 250 de grade până la 450. În fine, aici sunt trecute toate detaliile tehnice, da? Iar un vârf pentru această stație costă de la 4,65 € până la 5,60 €. Dar apropo, deci acestea sunt vârfurile originale pentru acest tip de stație, la fel și aici, da? Dar sunt și vârfuri de altă marcă care se potrivesc fără nicio problemă, dar astea sunt. Atât a fost pentru acest video, în următorul video continuăm cu mai multă practică și începem să lipim. Ceea ce v-am arătat, după cum am spus, sunt niște scule care, de exemplu, dacă aș începe acum cu electronica și aș avea bani, mi le-aș cumpăra, da? Dar nu trebuie să vă luați după mine, vă cumpărați ceea ce vreți, ce doriți. După cum am spus, citiți tot timpul în descrierea unui produs, găsiți acolo toate detaliile tehnice. O stație de minim 60 de W este ok pentru începători. Dacă aveți bani, luați-vă de 80 de W. Nu vă aruncați după scule ieftine sau scule ieftine care e și stație de lipit și de deslipit și stație cu aer cald. Nu există așa ceva, toate în unul și ieftin este greu. Dacă aveți bani, mai puneți ceva bani, vă luați o sculă de la Weller, începând cu la 150 de euro vă puteți lua o sculă bunișoară. Dacă aveți și mai mulți bani, sunteți oameni bogați, atunci eu știu, vă puteți duce pe alte firme mai costisitoare, mai performante, dar pentru începător eu cred că o investiție de 60 de euro, un minim de 60 de euro este ok și o să aveți o sculă bunișoară pe masa de lucru, da? Asta este, dacă nu aveți bani, știu, poate mulți dintre voi nu-și permit să investească 60 de euro într-o sculă,
Încercați, vă cumpărați mai multe ciocane de la diferite magazine, de la Penny, dar o să vedeți că dacă le adunați, o să ieșiți mai scump, da? Dacă vă cumpărați o sculă de aia ieftină cu câțiva lei și o lipești numai de 2-3 ori cu ea și după aia trebuie să-ți cumpere alta, nu se merită. Deci, mai degrabă strângeți un pic de bani și vă puteți lua o sculă mai bunișoară, da? Și cel mai bun lucru, da? Bineînțeles, puteți să ascultați ce spun eu, ce spune altul pe YouTube, ce spune altul pe Facebook și așa mai departe. Cel mai bine, luați-o, cumpărați-o și experimentați. Ceva nu este în ordine, o puteți schimba, o trimiteți înapoi, dar așa o să învățați diferența dintr-o sculă bună și o sculă ieftină, da? Egal, indiferent cât aș povesti aici și v-aș vorbi despre materiale și aș face un video de zeci de ore, da? Nu vă ajută cu nimic dacă nu vedeți voi cu mâna voastră ce înseamnă echipament bun, ce înseamnă echipament prost, da? Eu sunt Bogdan, vă mulțumesc, la revedere!